Rapid întotdeauna a avut noroc după Valentin Stănescu, a câștigat campionate numai cu dinamoviști. Și acum se pare că avem un dinamovist la conducerea echipei în sensul de antrenor. La vedere, Adrian Mutu ar fi un pic de dinamovist, da, că el a jucat un an un la pic Dinamo. Mai mult, așa, da. Dar sursele intime din devenirea lui, din copilăria lui, din adolescența lui, ne vorbesc despre un stelist, Adrian Mutu. Ia auziți, și mai bine. Adrian Mutu a plecat de la Dinamo în ultimul său meci la Internaționale Milano, huiduit de galerie. De galeria lui Dinamo. De galeria lui Dinamo, da. 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 Și, să nu uităm și de scurta lui perioadă ca director sportiv la Dinamo. Da, și vreau să mai spun ceva, că tot așa, tot domnul Rada a spus, să nu ne grăbim, apropo de câștigarea campionatului, să ne luăm după, să acceptăm învățăturile unui român iubit de toți românii și să o luăm pas cu pas. Asta e cel mai bun lucru pe care putem să-l facem și noi rapidiști. Apropo de faptul că Rapid are succes atunci când are Dinamoviști la vârf, da, cine știe dacă vom căuta și în cazul domnului Șucu peste ce surpriză vom da? Nu știu, dar și în cazul domnului Dinu Gheorghe, și în cazul domnului Copos, exact, și în cazul meu, și în cazul lui pe Mircea care Lucescu m-a bătut tata să mă facă, eu eram dinamovist și m-a bătut tata la 7-8 ani să fiu rapidist. Eu vă spun sincer. De regulă, dinamoviștii băteau ei pe alții. Da, că nu, asta e. Era, tata, asta se ocupau dinamoviștii la minister. Am povestit-o de nenumărate ori, așa, dar așa a fost, adevărat. Asta a fost singurul dinamovist care și-a luat bătaie, da, ca să se facă rapidiști. De regulă, rapidiști erau bătuți să se facă dinamoviști, că trebuiau reeducați. Locuiam la o stație de tramvai de stadionul Dinamo. Rezolvă bine, știți de bătaie. Da. Nu, și de la tata o leacă era de bătaie, știu? Da. Și am toată încrederea, de ce vă spun? La ora actuală, Rapid este condusă de niște oameni, ați văzut, mai mult decât echilibrați, dacă pot să mă exprim așa. Ați văzut și răspunsurile la intervențiile, eu nu le socotesc răutăcioase. Eu le socotesc, intervențiile domnului Becali nu sunt răutăcioase, că are puterea să-și ceară scuze pe urmă. Da. Asta e, ne-a asta povestit e, aici la Prospo Live, de exemplu, cum i-a cerut lucru scuze lui Bogdan Bălănescu, în acest context al împărțirilor între sclav și stăpâni. Au fost scene interesante la Liga Profesă de Fotbal, chiar în sală. Gigi Becali a strigat exclusiv la Bogdan Bălănescu: Bălănescule, în fața camerelor au fost luați și alții, dar în sală Bogdan Bălănescu a fost ținta. Da. Nu, are puterea, el ia valul repede, dar e mare lucru să ai puterea să recunoști că ai greșit și să-ți ceri scuze. Deci revenind, pot să spun că Rapid este condus de mai multe persoane, eu vă spun în primul rând de să nu greșim și să nu spunem de domnul Șucu și de domnul Angelescu, dar de domnul Daniel Nicolae, dar în primul rând eu văd ce se întâmplă la noi la Clubul Aristocrat Rapid, adică unde sunt niște persoane mai mult decât încântătoare, de la președintele Pârvu, la domnul general Mălureanu, la Dan Grigore, la absolut toată lumea care e acolo. Sunt niște persoane, domnul Adrian persoane Tatu, parte care din renașterea Rapidului. Da. Nu pot să și nu, dar de un anumit nivel. Asta vreau să vă spun. Pe noi, noi suferim un pic de, ați văzut cum strigă galeriile pe stadion în fel și chip. Da. Numai că noi nu suntem așa cum strigă galeriile, dimpotrivă aș putea să spun. Nu cred că altă echipă din divizia A, din cum se numește acum Liga, Superliga are atâtea persoane la un asemenea nivel, vorbesc de absolut toate echipele și de toți, vorbesc de conducător, conducător, patroni și așa mai departe. Da. Mă refer la Boema, care a fost mereu alături de exact, Rapid. Exact.